Bună seara, sunt Georgianinu, bun găsit la informațiile despre vreme. De 1 decembrie să știți că vremea se încălzește, dar vor fi și ploi și lapoviță în unele zone, unde, o să vă spun puțin mai târziu. Pentru început, mergem pe continent. Vremea rămâne închisă, la fel ca și zilele trecute, în aproape tot continentul se răcește și această răcire va veni dinspre nord-vest și nord-est. Vor fi precipitații mixte, iar în nordul Poloniei, sudul Suediei și în vestul Mării Baltice se vor strânge cantități mari de apă. La altitudini mari se va depune strat de zăpadă, iar în zona Moscovei se va forma ghețuș și polei. Ceva mai bine o să fie în extremitatea sud-estică și sud-vestică, inclusiv în Grecia și sudul Spaniei. Mergem mai departe cu România. La noapte va fi înnorat, la Munteva ninge, în nordul Carpaților occidental și vestul meridionalilor se va depune strat consistent de zăpadă, iar în partea de nord-vest doar pe alocuri. În restul țării cu totul izolat vor fi ploi și lapoviță. Vântul va prinde cea mai mare putere la munte, la altitudini mari, unde rafalele vor depăși 75 până la 95 de kilometri pe oră, iar ninsoarea va fi viscolită. Temperaturile minime se vor situa între minus 6 și 3 grade. Acum cred că vreți să aflați cum va fi vremea mâine de Ziua României. Se încălzește, dar vor fi ploi și lapoviță în vest, centru și nordul țării. La munte o să ningă, mai ales în prima parte a zilei, și vântul va avea intensificări. Vorbim de rafale de 45 până la 55 de kilometri pe oră, iar la peste 1700 de metri vitezele vor depăși 80-100 de kilometri pe oră. Maximele vor fi cuprinse între 3 și 14 grade. Iată, la Timișoara vor fi 10 grade cu cer variabil. Asta înseamnă că este posibil să apară timid și soarele. La Iași mâine vor fi 8 grade. La Alba Iulia sunt anunțate 7 grade, iar la Constanța 10 grade cu cer senin. Mergem în capitala. Acum se încălzește și în București. Dacă vreți să participați mâine la paradă, să știți că nu sunt anunțate ploi, iar maxima va urca până la 10 grade. Vântul va avea perioade când va sufla mai tare, cu viteze de 35-45 de kilometri pe oră. Joi continuă să se încălzească, vor fi 12, chiar 13 grade și vântul va sufla slab spre moderat. Iar vineri rămânem cu valorii peste normalul perioadei, dar pe parcursul zilei se va nora, va ploua, iar spre dimineață sunt posibile și precipitații mixte. Temperatura maximă, iată, va atinge 14 grade. Mergem la munte acum, unde cerul va fi noros și la începutul zilei local va ninge, apoi precipitațiile vor fi mixte și ar putea să se formeze polei. La altitudini mari, vântul o să bată la rafală cu 80-100 de kilometri pe oră. La Sinaia, Păltinii și Stâna de Vale vor fi 10 grade, iar la Predeal, minus 1 grad. Următoarea hartă, România joi, se încălzește în aproape toată țara, în vest și nord-vest. Va ploua pe arii restrânse, iar la munte vor fi precipitații mixte. Vântul o să prindă viteză la munte, pe litoral și local în vest, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 8 și 14 grade. Vineri se răcește în vest, centru și nord și va ploua, iar în sudul și estul Transilvaniei, dar și în jumătatea de nord a Moldovei, vor fi local ninsori slabe. În regiunile din sud, sud-est, valorile termice însă rămân peste normalul perioadei. Vântul va sufla mai tare la munte, local și în est și sud-est, iar maximele pornesc de la 2-3 grade în estul Transilvaniei și se opresc undeva pe la 17 grade în sudul Dobrogei. Mă opresc aici cu informațiile despre vreme. O seară frumoasă tuturor!